veșnicie, a știut Dumnezeu cum să o răsplătească. El nu a căutat răsplătire pe acest pământ. E chiar o prostie să credem, să muncim în arealul mântuirii, să ajungem în sinaxar. Sau cine știe ce făcător de minuni, să nu gândiți niciodată așa. Să plecați la acest drum cu nobilul țel, gândirea nobilă de a mă mântui. După mine, când se închide ușa, să fiu eu ultimul. Dar nu în fața ușii, ci dincolo. Să nu pățesc precum fecioarele cele nebune, care toată viața s-au ostenit pe un altar al trupului și când a venit neștiut de ele Domnul, la nuntă i s-a închis ușa în față. Așa a mers și Sfântul. Dar Dumnezeu, care niciodată nu ne uită, nici o picătură de sudoare sau o clipă de cugetare din cele sfinte, așa nu l-a uitat nici pe Sfânt. A trecut prin multe primejdii ale vieții. Cât despre setea, foamea, osteneala care a dus-o acolo în acea singurătate, cred că mintea noastră nu poate ajunge să o gândească. Și dacă vreți, începeți să postiți, începeți să privegheți o noapte, începeți ca să vă luptați ca și cu o fiară când Duhul patimii stă pe tine. Și atunci ai să-ți dai seama o fărâmă doar din ceea ce a suferit Sfântul Ioan Iacob și pleiada de sfinți care astăzi noi îi sărbăm în sinaxar. Aceștia sunt vitejii care au stat de vază, care au stat neadormiți să păzească hotarul ortodoxiei. Iubiți credincioși, cel mai scump standard care este standardul ortodoxiei în care există mântuirea, pătat de sânge mucenicesc, udat de lacrima cuvioșilor și de sudoare ostenerilor lor, cu nevrednicie îl avem noi astăzi. Să vă gândiți fiecare din frățile voastre, acest tindar care este al nostru moștenire, cum îl dăm celor de după noi. Măcar să ne ostenim cât de cât și noi să priveghem, să-l vedem în continuare, curat, cum l-am primit. Dacă măcar nu putem să mai punem și noi o podoabă, o nestemată de mireasă pe acest steag, măcar să-l ținem cum l-am primit. Aceasta socot eu că ar fi frumusețea vieții. Degeaba trudim într-un alt pământ, ca atunci când vrei să ceri plata la apusul soarelui, te sfidează zicându-ți, nu te cunosc. Așa pierd oamenii toate fărâmele vieții lor, se zbârcesc în fața cândva frumoasă pe un altar a nimănui. Cred în dogme străine pentru umplite limbi. Intră în partide meschine și organizații obscure ca să-i pună un grad și să aibă un culcuș sigur, dar la suflet nu se gândește. Împrăștie ideologii mântuitoare în popor, dar nu se gândește că este o ființă trecătoare și el și va plăti pentru ceea ce face. Iată că Dumnezeu nu ne-a lăsat săraci de înaintașii noștri. Acest mare sfânt, aș putea să spun, ne arată o lecție de viață ce înseamnă să păstrezi dreapta credință. Iubiți credincioși, s-a sfințit păstrând dreapta credință că astăzi este ziua Lui. Nu după ziua mincinoasă cu 13 zile și cum pot să sfidez acești oameni.
cum și-l atribuie, nu-l pot ignora. Nu-l pot ascunde într-un veci că nu este sfânt. I-aș întreba, tu cât de patriarh ești, cât de doct ești în materie de sfințenie, în ce credință s-a sfințit? În credința sfinților părinți, până în 1924, sau în credința ta? O logică destul de simplă, un raționament care și un copil îl pricepe. Aduceți-vă aminte de orbul care a fost chestionat de rabbi. Cine te-a vindecat? Unul care îl cheamă Hristos. Așa am auzit și tu crezi în el, cred că el m-a vindecat. Acela este păcătos. Eu din câte știu, pe păcătoși Dumnezeu nu-i ascultă. Oare dacă credința aceasta, dragi credincioși care o mărturisim astăzi, ar avea discontinuitate sau impurități în ea, mai ajungea Sfânt Sfântul Ioan? Nu mai spunem de Sfântul Glichiere, nici nu ne interesează ce cred unii despre ceilalți, dar măcar iată cum sunt prinși într-un laț fără voia lor. Este suficient să-i faci o logică de genul acesta. Părinte sau ierarhie sau patriarhie, în ce a crezut acest om pe care voi l-aveți în sinaxar? Pe nou sau în dreapta credință? Și va muți. N-are ce spune. Iubiți credincioși, aș vrea ca acest ospăț să stea la căpătâiul mântuirii noastre și mai ales de ziua Marelui Sfânt, Sfânt Ioan. A mai venit Sfânt Ioan Maximovici, puțin după el. Și alți sfinți și-au mărturisit dreapta credință. Ne rămâne numai nouă ca să discernem din acest bazar, aș putea să spun, de confesiuni care se întind din ce în ce mai mult în lumea de astăzi să-i debusoleze pe oameni, rămâne să discernem adevărul. Dacă un animal ne surclasează în raționamentul lui, nu bea și nu mănâncă ceva otrăvitor, dar noi pentru suflet, cum am putea să facem acest lucru? Fără numai că întâi ne adoarme sensibilitatea cu care ne-a dotat Dumnezeu să discernem adevărul și apoi, punându-ți jugul, te duce unde tu nu mai voiești. Îl rog pe Sfântul Ioan, îi rog pe prietenii lui care sunt sfinții noștri, îl rog pe bunul Dumnezeu să fie martor în ceasul judecății, că ne-am ostenit să le păstrăm ziua lor onomastică, ceea ce li se cuvine. Slavă și cinste în vecii vecilor. Amin. Să ne prindem ne dă ceva de mâncare. Și a spus că ne dă. Poftă bună. Ai bucate pentru tot? Noi îți lăsăm. Bucurie mare este astăzi că Preasfințitul ne-a adus așa o spăt bogată, masă copioasă, spune, să vedească liturghii și ne-a dat și un desert pericios cu Sfântul Învățătură. Acum, dacă Mântuitorul, cândva, în 2000 de ani,
a binecuvântat 5 plus 2 pe 6, atât de mult mulțime, 5 mii de bărbați plus copii și femei, pe urmare de ceau, poate de 10 mii, credem că ne vom sătura și lupești, pentru că suntem duali. Deși post, sunteți invitați să ne îndulcim, ca alături de preasfințitul de părinții slujitori sau postenit și mai aici, și v-ați sostenit și dumneavoastră de a veni de departe sau de aproape. Dar toți v-ați sostenit, pentru căldură. Pe o steneală asta o plătește Dumnezeu cu grup și îndesat. Noi facem doar un gest de bucate, cu bucate de aceste trecăroate. Așadar, iată că Mântuitorul Hristos din Mântuie ne îmbărbătează de un postul până la sfârșit, când se încheie în ziua adormirii Maicii Lui. Ne încurajează și prin Sfântul Ioan Iacob, care a avut, cum ați auzit, o copilărie așa de zbuciumată. Dar s-a împrednicit să vadă în ziua adormirii Lui îngerii și pe Sfinții, Antonie, Pahome și alți călugeri desăvârșiți. I-a văzut cum îl întâmpinau și se întâmpinau reciproc, pentru că a avut o viață curată, o smerenie înaltă, o cugetare adâncă, pentru că a avut o viețuire creștinească, cum se putem să avem noi. Deci al copiem, să ne fie nouă ca o oglindă în care noi să ne vedem viața. Și atunci avem și noi garanția mântuirii, că dacă El, în credință această mușească, s-a mântuit, avem și noi toate șanse în aceeași credință să ne mântuim. Dacă El a știut să precupețească orice clip a vieții Lui în suflare Duhul Sfânt, deși la 3 luni a rămas fără tată, fără mamă, la 4 ani a rămas fără tată, iar la 10 ani și fără bunică, apoi dacă l-a luat unchiul, unul din unchi, în grijă, iată că n-a fost lăsat nicio clipă de cronia lui Dumnezeu, de grija lui, de care o arată față de toți.